Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș au participat în această dimineață la o acțiune comună de control în colaborare cu reprezentanții ai distribuției energie Oltenia pe raza localității Leordeni. Acțiunea s-a desfășurat în scopul prevenirii și combaterii furtului de energie electrică. Autoritățile aveau informații că mai multe gospodării sunt branșate ilegal la rețeaua de curent electric. În urma verificărilor au fost identificate două imobile care erau branșate ilegal la rețeaua distribuitorului de energie electrică, fapt pentru care reprezentanții distribuției Energie Oltenia au procedat la dezafectarea instalațiilor improvizate, iar jandarmii au întocmit documentele de constatare. Aceștia au înaintat dosarele Poliției Argeș în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt de energie electrică și branșarea ilegală la rețeaua de energie electrică.